Recent, oamenii de știință au dovedit accidental că islamul este singurul adevăr și că Coranul este miracolul. Iată partea interesantă. Recent, un om de știință a postat un videoclip în TikTok care a devenit viral. Oamenii de știință au efectuat un experiment în care au luat salivă de pisică și de câine și au pus-o sub microscop. Iar ceea ce au văzut în continuare a fost absolut șocant. Când au pus saliva de pisică sub microscop, și-au dat seama că saliva de pisică nu avea prea multe impurități și bacterii și era destul de curată dar când au pus saliva de câine sub microscop, au putut vedea că saliva de câine este plină de microorganisme, bacterii și mici insecte neidentificate. Acum, aici este partea interesantă. Cu 1400 de ani în urmă, profetul Muhammad, pace fie asupra lui, a spus că atunci când un câine bea dintr-un vas aparținând cuiva dintre voi, trebuie să-l spele de șapte ori. Referință, Sahih Muslim, 279, A, 279, C, 279, D. Și a mai spus într-un alt hadis că saliva de pisică este curată. Referință, Sunan Abu Daud, 76.